Bună seara, stimați spectatori ai televiziunii române. Suntem în miezul aceleiași frumoase expoziții, de pe planșă, pe cămașă, cum s-ar spune, într-una dintre cele mai frumoase așezări a cămășii românești, la, știu eu, dimensiunea ei de răstignire înviată pe care o avem la îndemână. Suntem la Muzeul Astra din Sibiu, Complexul Muzeal Astra din Sibiu, în această minunată expoziție. Duminica aceasta încheiem periplul acesta între cămăși care ne îmbrățișează din zbor. Dar nu înainte de a vorbi despre grijile vieții, pentru că acesta a fost și tema Evangheliei de astăzi. Mântuitorul spune în Evanghelia de la Matei: nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urâ și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi și pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. E clar că este așa și uneori albul cămășilor acesta ne arată că niciodată negrul nu poate birui în raport cu frumusețea lumii. Cuvântul de întâlnire este din Părintele Arsenie Boca, un cuvânt frumos din practica vieții monahale. Pe terenul sufletului se dă o luptă între Dumnezeu și lume. Frica de lume este tocmai contrară fricii de Dumnezeu. Una pe alta caută să se biruie și să se scoată afară. Frica de durerile și strâmtorările veacului acestea face pe fricoșii de la Apocalipsă, capitolul 21:8, să se arunce cu toată necunoștința și nerecunoștința în voile și plăcerile ei, ca să se cruțe de oarecare suferință. Nu există plăcere să vindece suferința, ci de fiecare dată vieților pe care le ducem, dacă nu suntem atenți, suferința le devine vindecare. Să te vindeci prin suferință de grijile lumii înseamnă, de fapt, a asuma condiția aceasta de om care voiește să se mântuiască. Nu vom semăna și nu vom secera nimic din ceea ce nu se cuvine și din care Hristos n-a binecuvântat să avem roade. Mâine este o nouă zi.